Gabriela Firea, gestul președintelui este unul hazardat nedrept. Îi solicit să îi păstreze acțiunile în limitele Constituției. Președintele PSD București, Gabriela Firea, reacționează dur la solicitarea președintelui Klaus Iohannis. Înțeleg nevoia domnului președinte Iohannis de a îi acoperi declarația total deplasat făcut ieri în legătură cu vizita în Israel a delegației guvernamente și parlamentale la cel mai înalt nivel, pentru care ai fost nevoit să îi cer scuze, dar modul în care a ales să facă acest lucru este total neinspirat. Ai retrage susținerea politic doamnei prim-ministru Dencil, este nu numai un gest hazardat, dat fiind faptul ce guvernul implicit premierul au încrederea parlamentului, nu a președintelui, ci unul profund nedrept, care denotă fie superficialitatea evaluării, fie un atac politic, ambele variante fiind inacceptabile pentru eful statului. În cele trei luni de mandat ale doamnei Dencil, care l-au dezamăgit atât de puternic pe domnul președinte, primăria capitalei a înregistrat cele mai mari progrese în relația cu guvernul României pentru proiecte de o importanță major pentru bucureteni, nu numai. Acum se știe deja din comunicările noastre publice. Guvernul a dat în administrare municipalității terenul necesar pentru proiectul viitorului spital metropolitan din nordul capitalei, pentru care deja sunt în lucru studiile preliminare de fezabilitate. De asemenea, s-au făcut pași importanți în direcția transferului Elcenii a centurii ocolitoare către primăria municipiului București. De altfel, prin preluarea de către municipalitatea Oselei de centuri, aceasta va deveni un obiectiv prioritar de investiții, iar finalizarea acesteia va avea un impact major asupra traficului auto în București, de care înțelege domnul. Președinte este nemulumit în calitate de biciclist. Mare, fac un apel public la președintele României să îi păstreze acțiunile în limitele constituționale ale funcției pe care o ocupi, să renune la jocuri politice partizane, acum de altfel a promis atunci când a cerut votul alegătorilor. Susține Gabriela Firea, primar general al capitalei.